cicliștii care acum câteva zile au pornit să parcurgă peste 400 km spre sudul țării în scop caritabil s-au întors la Chișinău. Au fost impresii de neuitat, spun aceștia. Iar în unele sate au fost întâmpinați ca președintele. Printre cicliști au fost și ambasadori. Banii colectați vor fi donați pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă din raioanele Orhei și Taraclie. Obosiți, dar mulțumiți de cursa pe care au făcut-o, așa s-au întors cei circa 30 de cicliști care acum 3 zile au pornit spre sudul țării să parcurgă în scop caritabil peste 400 de kilometri. Suntem astăzi aici, obosiți, dar obosiți satisfăcuți pentru că am parcurs, am colectat fonduri și continuăm să colectăm fondurile. Platforma noastră online de colectare a fondurilor se va încheia pe data de 10 septembrie, atunci vom anunța public suma exactă care a fost acumulată și câți beneficiari pot fi tratați din această sumă. Cicliștii ne spun că au avut emoții pozitive în urma acestui maraton, mai ales știind că fac acest lucru în scop caritabil. Curajul, forța și spiritul de echipă au fost calitățile de bază la participanții acestei curse. Au fost zile în care cicliștii au parcurs și câte 130 km pe zi. Putea fi rău dacă ploua, însă ne-a mers. Joi trebuia să plouă și n-a plouat și a fost foarte bine. Dacă nu plouă și dacă ai un pic de antrenament și oamenii se încurajează unii pe alții, spiritul de echipă foarte tare ajută, a fost destul de bine. Hesi a fost câinele care a fost și el prezent la maraton. Da, eu am luat-o pe Hesi, ea a fost un talisman meu și ne-a susținut în... Sigur că ea nu a alergat, dar a mers cu noi. Este prima dată când el participă? Da, eu am adaptat-o recent. Ea a mers în mașină? Da. Data viitoare va merge și ea sau nu? Nu știu, dacă învățăm pe bicicletă, probabil o să meargă pe bicicletă. Alexandru Namașcu participă pentru prima dată la o astfel de cursă lungă și, zice el, dealurile au fost provocarea cea mai grea, dar s-a descurcat. A merge 100 de kilometri pe zi, pentru prima dată în viață, 4 zile la rând, e o provocare mai mult morală. Deci, e vorba de așteptări, e vorba mai mult de... Traseul s-a început din Chișinău, a urmat Comăra, Taraclie, Cahul și Hâncești, după care Logănești și iar Chișinău. Localnicii i-au primit destul de cald, ca pe un președinte, spun ei. Unde am fost noi, tot timpul am fost primiți ca o președinte. Și asta e fără o glumă, adică noi tot timpul vedem că acțiunile hospice sunt necesare și în fiecare oraș unde am trecut, ei ne-au primit cu mare bucurie. Cea de-a șasea ediție Hospice Bike Tour a avut loc în perioada 2-5 septembrie curent. Bicicliștii au parcurs peste 440 de kilometri în scop caritabil. Banii adunați vor fi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă. Colectarea fondurilor se face în scopul dezvoltării rețelei Hospice of Hope Moldova pentru oferirea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă în raioanele Orhei și Taraclia.